După 3 luni de mandat, noul primar al orașului basarabească, Valentin Cimpoeș, a venit cu un raport de activitate în fața alegătorilor. În cadrul bilanțului pe această perioadă au fost prezentate proiectele promovate de la data numirii în funcție și modul în care s-a implicat în rezolvarea problemelor oamenilor. Conferința a fost organizată sub forma unui dialog direct cu locuitorii orașului. În aceste 3 luni de activitate pentru grădinița Antoșca au fost alocate 30.000 de lei, anume pentru reparația grupelor. Apoi s-au alocat 45.000 de lei pentru achiziționarea inventarului, plapume obișnuite pentru copii. De asemenea, primăria a alocat acestei grădinițe 40.000 de lei și anume pentru schimbarea ferestrelor din termopan, care erau într-o stare deplorabilă. Acum sper ca copiilor să le fie cald și confortabil. La grădinița Aleonca, care toți spune că va fi închisă. Sperăm că totuși ea va funcționa în continuare și nu se va închide. Pentru reparația curentă a grupelor au fost alocate 67.000 de lei și suplimentar circa 75.000 de lei. Pe baza lor s-au început lucrările de canalizare, care vor fi finalizate în 2-3 săptămâni. La grădinița moldovenească Andrieșa a fost schimbată fațada, pentru care au fost acordate 25.000 de lei și prin urmare grădinița a căpătat un aspect îngrijit. La fel pentru reparații curente s-a acordat o sumă nu prea mare de 9.000 de lei. La grădinița numărul 4 Solnășco au fost instalate streșini și reabilitată fațada în sumă de 56.446 de lei. Salubrizarea orașului întotdeauna a fost o prioritate pentru primar. El i-a îndemnat pe localnici să se implice mai activ la acest capitol. Dacă ne vom învăța să păstrăm curățenia în jurul gospodăriilor noastre, atunci orașul nostru va căpăta un aspect mai civilizat. De asemenea, edilul a enumerat cele mai stringente probleme ale orașului, care necesită soluționare. O problemă majoră este la întreprinderea municipală Apă Canal. Este vorba de cea mai mare datorie, de 3.960.000 de lei. După părerea mea, problema poate fi soluționată în felul următor și anume prin comasarea celor două întreprinderi, Acva Basarabească și Gospodăria Locativ Comunală. Atunci când se va redresa situația la cele două întreprinderi, ne vom gândi la angajații de la Apă Canal, ca și ei să se simtă la fel de confortabil ca și cei de la Acva Basarabească. La finalul discursului său, primarul a vorbit și despre prioritățile mandatului său, printre care reabilitarea infrastructurii și iluminarea stradală. În semn de recunoștință pentru efortul depus, oamenii au venit cu unele mesaje de mulțumire și apreciere. Vreau să aduc sincere mulțumiri primarului din partea mea și a întregului colectiv pentru lucrările efectuate de primar într-un termen atât de scurt. Sperăm ca și pe viitor să fie realizate toate planurile ce țin de această instituție. Noului primar îi doresc sănătate și succese în toate planurile sale și să-și atingă toate scopurile. Întotdeauna să știe că locuitorii orașului îl susțin în toate activitățile sale, în munca sa și au încredere în el și într-un viitor frumos al orașului nostru. Sperăm că primarul se va strădui pentru noi și va face tot ce stă în putință. Sper ca data viitoare să vină și mai mulți locuitori ai orașului, pentru că în primul rând de acest dialog constructiv am eu nevoie, dar și oamenii la fel trebuie să susțină această idee. Primarul intenționează să organizeze asemenea conferințe odată la fiecare 6 luni de activitate.